Mirosul puternic de gaze i-a scos afară din casă pe mai mulți târgujeni care locuiesc în zona Aleia Plopilor din Târgu Jiu. Unii dintre ei au fugit din case cum au apucat de teamă că s-ar putea produce o explozie în care să își piardă viața. N-am de două ori să vină. Veneau de la București, de unde veneau? Deci, sincer, când știu că sunt lucrări, de ce nu se colaborează? Lucrează CEZ-ul să anunțe gazele, nu? Așa, păi vă dați seama că am ieșit afară, ia uitați-mă cum am ieșit. Deci clar că mi-a fost frică să nu mor în casă. Măcar sare casa, rămân fără casă. Te-am salvez viața. Dar nu se poate, se lucrează fără cap, nu se colaborează. Dom'le, anunțăm, oprim gazele în eventualitatea în care noi săpăm, oprim gazele pentru două ore ca să nu se întâmple ceva. Bă, găiți cavatorul să săpe și ajunse la conduct. Prea sus țevile de gaze? Cred că da. Eu că uite să vede acolo. Eu stau aceea și nu dau voie să intru, că e pericol. Nu știu cine a spart, pentru ce și cum. Se simte mirosul de gaz puternic? Se simte. O echipă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj a intervenit pentru a evita producerea unei tragedii. Am intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI la o țeavă de gaze spartă. Ce pericol există? Pericol de explozie, de incendiu, intervenim cu o țeavă de refulare. Astfel de incidente s-au mai produs în zonă, tot din cauza greșelilor comise de diferiți angajați.